Cum ați descoperit voi Mediașul? Sau hai să o luăm acum cu 2 ani în urmă și revenim la zilele astea. Ei, trebuie să o luăm de la 48. Da. Dar nu e o surpriză. Da, eu am fost prima dată, cred, prin 1980 în turneu la Mediaș. Mă duc aminte, spectacolul, cred că la Casa de Cultură am jucat. Și după aceea am mai trecut, am revenit, acum 2-3 ani am venit, am trecut prin media și am intrat în centrul vechi și m-a plăcut foarte mult. Mă rog, acum a fost ales ca destinație, a zis să ne reîntoarcem în vestul țării, în Ardeal, și chiar dacă nu e o zonă, hai să spun, confirmată sau notorizată ca fiind producătoare de vin, sunt niște eforturi care se fac și aici, pe de-o parte, pe de-altă parte, mizându-se pe cartea turistică, consumul de vin, într-un fel, trebuie stimulat și de asta am venit aici, am luat curs invitație și chiar îmi pare foarte bine, pentru că am văzut o grămadă de lucruri frumoase și că le-am fi văzut noi e una, dar o să le vadă lumea. Și capitalul de simpatie pentru media, sunt convins, va crește, ducându-l undeva într-o zonă mai bine meritată. E într-un cont de umbră față de Sighișoara sau de alte locuri pe care s-au pus reflectoare de mai puternic. Da, și există, am cunoscut chiar aici mici producători, câteva hectare de viță de vie, care dau un vin cu personalitate al casei, în sensul cel mai propriu al exprimării. Și probabil că se va întâmpla după difuzarea episodului de la media și așa cum s-a întâmplat la multe dintre episoadele noastre, telespectatorii să spună, a, există în România... Așa de frumos, da. Ce frumos e. Și ca să nu fim ipocriți, aici ne dăm cu Sania, cu Sania. Vreau să, chiar asta vreau să vă întreb, de locații. Cum v-ați simțit voi? Ați filmat în vreo 2 crame? V-ați făcut sport? V-ați plimbat? Păi că am făcut tot ce ne-am propus. Din lipsă de timp n-am reușit să călărim unde am fi vrut. Tirul cu arcul. Tirul cu am aflat prea târziu, facem data viitoare. Facem. În rest am făcut și sport, am făcut piscină, am fost la zăpadă, am gustat lucruri bune, am degustat vinurile zonei. Am făcut împachetări cu ciocolată și cu argilă și mască cu struguri. Da, cu siguranță sunt o grămadă de lucruri care pot fi îmbunătățite. Asta este valabil peste tot. Numai că avem talentul știrii negative întotdeauna și cu siguranță mulți te vor întreba de ce am pus focus pe o astfel de zonă, chiar evidențind locurile în care am fost. Pur și simplu pentru că vrem să arătăm că ele există și că, sigur, e ușor de criticat totdeauna. Hai să mutăm puțin lucrurile și după aceea să vedem ce mai e de făcut. Dar e nevoie de un exercițiu al turismului. Se pare că nu avem în ADN, în genă. Am crezut noi că suntem buni la... Nu, trebuie să învățăm, e o chestiune de învățat. Ospitalitatea privată e o noțiune, ospitalitatea organizată, profesionistă, da, e altceva. Una e să întinzi masa acasă, să-ți și uai ce popor ospitalier. Da, să pui bunătățile neselectate, mai de toate, și sarmale, și icre negre, și vin de țară, și sifon, și șampanie. Și e gratis pentru oaspete, da. Și altfel când iei oaspetelui, iei niște bani, trebuie să înveți să oferi niște lucruri. Eu cred că să eu până la urmă un traseu, un parcurs, dar dacă nu plecăm de undeva și dacă tot credem că nu suntem capabil de nimic, probabil că nu o să ajungem nicăieri. Și acum, de pe drum, ne facem chiar reproșuri de la, în timp ce suntem în mașină, câte locuri frumoase în care n-am făcut niciodată stânga sau dreapta perpendicular pe marele drum al țării. Am trecut pe lângă Dumbrăveni. Vreau să ajungem acolo. Sunt locuri care merită relevate și pentru cei care nu pot merge tot timpul sau când pleacă trebuie să plece undeva la o destinație dinainte prezentată. Și ceea ce facem e, sigur, pare scop mare așa și ușor irealizabil, dar punând lumină, aducând în atenție niște locuri, niște monumente, eforturile unor oameni de a face turism,
vom aduce, e clar, niște oameni aici, până la urmă, așa trebuie spart cercul. Nu poți face investiții mari dacă n-ai frecvența turiștilor care vin, vizitează și plătesc. Da. N-ai condiții, ei nu vin. Cercul trebuie spart cumva și dacă oamenii încep să afle că există chiar în clipa de față condiții pentru un turism, măcar de câteva zile în zona asta, vor veni probabil mai mulți, va merita distilată, rafinată investiția în turism și oferta va deveni una mai atractivă. Ar trebui speculată, eu știu, axa Sighișoara, Mediaș, Sibiu? Cu conexele Bierta, Dumbrăveni? Bine, sigur, orice sindicalizare înseamnă o potențare, dar nu despre asta este vorba. Redefinirea fiecărei zone este foarte importantă și după aia coagularea se va face cumva natural, de la sine, în funcție de apetitul pe care turiștii îl pot avea sau în funcție de puterea de comunicare a celor care investesc în zonă. Nu cred foarte tare neapărat în axe, chit că unele sunt celebre. Cred foarte tare, în schimb, că România e ca un sit arheologic sub un strat foarte mic de humus, care doar trebuie dat cu măturica deoparte și lucrurile se arată destul de frumos. Chiar cred în viitorul turistic al României și chiar cred că România va fi o țintă în următorii 5-6 ani, pentru că, natural, așa se mută lucrurile. A fost Spania, Grecia, Croația, se mută valul, niciodată nu rămâne. Da, și în emisiune noi vorbim despre enoturism. Enoturismul e o șansă pentru România. Tocmai că și conceptul încă nu e foarte bine definit de enoturism. E o șansă, oamenii pot veni pentru asta, iar Mediașul nu este împotriva ceea ce pare. Mediașul nu este izolat, nu este excentric. E într-o zonă care poate fi frecventată foarte mult, dacă vorbim de axă, e o axă măcar geografică și de infrastructură. Trebuie să treci. Și dacă da, că veni vorba de infrastructură, noi trebuie să și plecăm. Da, o să reveniți? Da, sigur. În primul rând, eu vreau să revin pentru fata mea, să vadă și alocurile astea prin intermediul sticlei. Și după aceea ne-am propus și după aceea ne-am propus să revenim în vară, pentru că sunt și în vară niște obiective pe care am vrea să le punem în valoare și de data asta venim și noi mai bine pregătiți, documentați. Da, am făcut un efort dublu acum, unul de realizare de emisiune și unul de documentare pentru ediția următoare făcută în zonă. Vă așteptăm. Toate bune.